Ambasador din 5 țări asiatice, respectiv Bangladesh, Indonezia, Pakistan, Turkmenistan și Vietnam, se află în aceste zile într-o vizită oficială în județul Hunedoara. Reprezentanții administrației publice județene consideră această vizită drept un succes, din care toate părțile vor avea de câștigat, exemplele cele mai concrete fiind investițiile externe în domeniul agriculturii și aducerea de forță de muncă din cele 5 țări în acest domeniu. Mă bucură faptul că la invitația președintelui Consiliului Județean, pentru prima dată o delegație așa mare de 5 ambasadori au venit în județ, au venit să-l viziteze, dar în același timp ei vor să concretizeze ceva. Discuțiile de astăzi cu oameni de afaceri pe domeniul agricultură, eu cred că va duce la un schimb de idei, dar în același timp va fi un real folos atât pentru ei cât și pentru oamenii din județul Hunedoara. Mă refer la fermierii din județul Hunedoara. Forța de muncă, după cum se știe, este o problemă majoră la noi în județul Hunedoara și nu numai. Atât ambasadorul Pakistanului, ambasadorul Bangladeshului, chiar și Vietnamul sunt dornici și să încheie relații cu oamenii de afaceri pentru a aduce forță de muncă de care avem nevoie. Una peste alta este o vizită la nivel de ambasadori foarte bună pentru noi, pentru județul Hunedoara. Aceasta a fost prima dintr-o serie de alte vizite pe care le vor face diferiți ambasadori în județul Hunedoara în perioada care urmează. Consiliul Județean Hunedoara, prin președintele Laurențiu Nistor, face orice pentru a deschide județul, pentru a aduce oameni. Asta este prima vizită în județul Hunedoara și urmează și alte vizite a altor delegații de ambasadori pentru ca să aduce un plus valoare județului Hunedoara. Cei 5 diplomați asiatici au pe agenda lor vizite la diferite obiective economice, agricole și turistice din municipiile Deva, Hunedoara și Brad și din comunele Sarmisegetusa, Hărău, Vasa de Jos, Băița și Densuș.